Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din țara Făgărașului. La Făgăraș nu s-a confirmat până în acest moment niciun caz de gripă porcină. Cu toate acestea, în instituțiile publice și în cele de învățământ se iau măsuri de prevenire. Mulți elevi speriați de gripa porcină la primele simptome de viroză respiratorie nu mai vin la cursuri. Mai mulți elevi au ajuns zilele trecute la secția de urgențe. Profesorii au sesizat că toți aveau simptome de viroză respiratorie și au trimis de la școală direct la spital. Din fericire, nu a fost vorba de gripă porcină. Săptămâna trecută, este drept, am avut un număr de 7 copii care au fost duși la urgențe pentru a se vedea ce fel de tip de gripă este. Din fericire, este o gripă normală, dar având în vedere instrucțiunile Ministerului Sănătății, ale Inspectoratului Școlar Județean. Speriați de gripa nouă, mulți elevi nu vin la școală sau sunt trimiși acasă de profesori după monitorizarea stării de sănătate a copiilor care se face zilnic în școli. Nu lipsesc chiar atât de mulți, a fost într-o singură clasă, cred că au luat unul de la celălalt. Am încercat să-i izolăm, adică să-i lăsăm să stea acasă cele 6 zile cât durează o gripă, ca să nu se îmbolnăvească și ceilalți. Îi monitorizăm în fiecare dimineață să vedem câți sunt, câți lipsesc, dar deocamdată n-am depășit acel standard care de 30% dat de Ministerul Sănătății pentru a anunța autoritățile. În grădinițe situația este mai roz. Da, ca de obicei, în acest anotimp avem foarte mulți copii prezenți pentru că ne pregătim să așteptăm pe Moș Crăciun și avem viroze ca în fiecare an, toamna, primăvara, foarte, foarte puțini copii lipsesc. Până acum, la Făgăraș nu s-a înregistrat niciun caz de gripă nouă. Există o suspiciune în tânăr de 15 ani care prezintă simptomele specifice gripei porcine. Din nefericire însă, acesta așteaptă încă rezultatele analizelor de mai bine de 2 săptămâni.